Curtea Constituțională va examina joi sesizarea a 12 actuali, dar și foști deputați din fracțiunea Partidului Democrat depusă încă în septembrie 2019. Aceasta se referă în special la procedura de numire a procurorului general. Totodată, 5 parlamentari care în prezent au rămas în fracțiunea PDM au anunțat că și-au retras semnăturile din sesizarea pe motiv că obiectul acesteia este unul consumat. Interpelarea însă rămâne semnată de 7 deputați care în prezent fac parte din grupul Pro-Moldova și fracțiunea Partidului Șor. Chiar și așa, președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, a declarat pentru postul nostru de televiziune că sesizarea oricum va fi examinată. Deputatul Pro-Moldova, Sergiu Sârbu, susține că semnăturile aleșilor grupului parlamentar din care face parte rămân valabile. Acesta precizează că, indiferent de decizia curții, actualul procuror își va păstra funcția. Faptul că unii deputați și-au retras semnăturile nu afectează nici de cum examinarea acestei cauze. Efect politic sigur că are această retragere, denot un element de lașitate. Orice decizie nu poate avea efect asupra actualului procuror general. Constituționalistul Nicolae Osmochescu confirmă că retragerea semnăturilor unor deputați nu anulează sesizarea. Retragerea câtorva semnături cu nimic nu pot ataca dreptul sesizării. Orice decizie a instanțelor judiciare, inclusiv și a legilor, nu are putere retrospectivă. În sesizarea depusă anul trecut se menționează că au fost schimbate regulile privind organizarea concursului pentru funcția de procuror general și condițiile pe care trebuie să le întrunească candidații la acest post. Atunci, democrații au solicitat curții să se pronunțe și în privința legalității instaurării lui Dumitru Robu în fotoliul de procuror general interimar.